O pilotienă maritimă donată de statul francez va întări flotila administrației fluviale a Dunării de Jos, a FDJ Galați, ce deservește canalul Sulina. Excelența sa, doamna Laurence Weir, ambasadoarea Franței în România, a fost prezentă luni 3 aprilie la Galați pentru ceremonia de semnare a actelor de predare primire a navei și pentru discutarea viitoarelor proiecte de colaborare română-franceze. După ce a înfruntat timp de 20 de ani Marea Mediterană, deservind administrația portului din Marsilia, pilotina franceză va da piept și cu Marea Neagră și apele Dunării, într-un moment în care canalul Sulina a devenit, pe fondul războiului din Ucraina, parte a unei dintre principalele coridoare de solidaritate ce permit exporturile de cereale din țara vecină. Acest demers se înscrie, de asemenea, în contextul războiului din Ucraina și are o dimensiune europeană într-un act de solidaritate cu Ucraina, dar și cu România. El vizează eficiența și complementaritatea cu acțiunile Comisiei Europene. La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ionel Scrioșteanu, a ținut să salute colaborarea cu Franța în domeniul managementului canalului Sulina, atât în ceea ce privește siguranța navigației, cât și creșterea traficului de mărfuri. Și datorită parteneriatului cu guvernul francez și a managementului canalului Sulina din partea AFDJ, luna trecută a fost o lună istorică. Cel mai mare volum de trafic înregistrat vreodată pe canalul Sulina, 408 nave într-o singură lună. Prin noul proiect de management al canalului Sulina, prin noul proiect de semnalizare, prin această pilotină, prin noile nave de semnalizare și pilotine care sunt în cadrul proiectului, până în toamnă vrem să creștem capacitatea și siguranța canalului Sulina, iar capacitatea să fie peste 60% crescută față de volumul înregistrat luna trecută. Directorul comercial al FDJ Galați, Sorin Crețu, a precizat că, deși are 20 de ani de serviciu, pilotina primită de la statul francez este în condiții bune de funcționare, un avantaj al ei fiind construcția simplă și fiabilă, ce nu implică foarte multe componente electronice. Nava este simplă, nu cred că vor fi mari probleme de exploatare. Noi am mai avut nave de acest tip și mă refer la simplitate și colegii mei, bineînțeles, l-au exploatat în condiții foarte, foarte bune. Nava donată a FDJ Galați a fost radiată din evidențele statului francez și urmează ca, în aproximativ o lună și jumătate, nava să fie înmatriculată în România și să poată fi folosită. În prezent, la Sulina, a FDJ Galați dispune de două pilotine, astfel că, în scurt timp, va avea trei nave capabile să transporte piloții la navele care vin sau ies în Marea Neagră.